participarea la acest eveniment. Eu sunt inginer Onistor Burcușel, consilier în Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național al Turbinilor și de Creșterea Precipitațiilor. Acolo pe program sunt cel de așa. Ați primit câte un program. O să-l schimbăm un pic ordinea ca să putem să avem informații cât, în timp cât mai scurt și cât mai multe informații. Orice întrebări doriți, orice lămuriri, o să vă rugăm să le puneți și nu o să fie specialiști care să vă răspundă. Pentru început, dau cuvântul domnului doctor inginer Căunei Florescu Gheorghe, director general și președintele Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antiglindene și de Creșterea Precipitațiilor, care să ne vorbească despre sistem câteva cuvinte. Vă rog, domnule secretar de stat, domnule prefect, stimați invitați, vă adresez un bun venit. Astăzi este o zi importantă pentru mine, pentru noi cei care lucrăm zi de zi în sistemul de protecție antiglindene. Și în primul rând, în mod deosebit, vreau să mulțumesc domnului ministru pentru modul cum ne-a ajutat și datorită dânsului și domnului Sandu, directorul general de la Administrația Națională de Meteorologie și proiectantului general, domnului Dumnezeu Constantinescu, cu care împreună am reușit să definitivăm astăzi cea de-a treia unitate de combatere a căderilor de grindină din România. Primele două unități sunt Prahova, în ordinea funcționării, Iașu și acum iată-ne la Vrancea. La Vrancea, unde de altfel este polul grindinei. N-am putut să începem cu Vrancea pentru că acest fenomen impune o procedură mai complexă. Din polul grindinei trebuie să venim din lateral cu protecție. Dar despre aceste lucruri de specialitate vor vorbi mai târziu cei de la protecție, de la operare, alături de proiectantul general. În câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, domnule ministru, aș vrea să prezint cadrul legislativ. Activitatea în România a început în anul 2000, în primii ani funcționând după câteva hotărâri de guvern, iar din anul 2008 am reușit să legiferăm acest domeniu prin legea 173, după care prin normele de aplicare a legii, care s-a materializat prin hotărârea de guvern 601 în 2009, iar cel mai important, am reușit să creăm o strategie pe 15 ani. Deci, acum suntem la momentul știm câți bani vom avea, pe care vom avea nevoie până la finalizarea implementării acestui mare proiect strategic. Și aș vrea să fac o paranteză, este în momentul de față cel mai mare proiect strategic din România. A început în 2000, se va termina în 2024, poate mai devreme, în funcție de banii alocați pentru așa ceva. Finanțarea, în momentul de față, este exclusiv de la bugetul de stat, dar prin relațiile interinstituționale și relațiile pe care le avem și cu statele din afară, creăm programe transfrontaliere și, în momentul de față, suntem implicați într-un program cu Republica Bulgaria, cu finanțare de la Uniunea Europeană. Intenționăm același lucru să-l facem și cu Republica Moldova, de asemenea și cu Serbia, cu țările de la graniță. Și să accesăm și alte modalități de a finanța acest program. Domnule ministru, aș vrea să mă opresc asupra unității de la Vrancea, unde, din momentul de față, mai bine zis, din data de 24 septembrie, am început să intrăm în stare de operativitate cu grupul Panciu, 4 puncte de lansare, în 2015, și cu centru, de aici, unde ne aflăm, care va coordona în jur de 20 de puncte de lansare, adică vom proteja în jur de 250.000 de hectare. Poate și mai mult, în la 300.000, intenționăm. Noi începem
cu etapa de omologare. De ce? Pentru că așa prevede legea și în această perioadă noi reglăm sistemul, după care îl garantăm că, în perspectivă, dorim să facem o legătură cu societățile de asigurări, inclusiv cu cei pe care îi protejăm, cu fermierii pe care îi protejăm, așa cum de altfel se regăsește și în legislația europeană și internațională. Aș vrea să scot în evidență faptul că anul acesta s-a înființat GFCS, cadrul global privind schimbările climatice, unde de altfel suntem prezenți și de câteva ori am fost prezenți la Organizația Mondială de Meteorologie, alături de domnul director Jean Sandu, unde s-a pus mai mult ca oricând problema intervenției omului în ceea ce privește hazardurile naturale și stăpânirea acestor fenomene care de altfel sunt vizibile de la an la an. De aceea, prin legislația pe care am adoptat-o, suntem în momentul de față aliniați la cerințele Uniunii Europene, la cerințele Organizației Mondiale de Meteorologie, căci noi funcționăm într-un sistem interinstituțional și interdisciplinar. Cadrul global privind schimbările climatice prevede trei obiective. Managementul apei pe planetă, securitatea agriculturii și alimentelor și situațiile extreme. După obiectivele care au fost trasate, noi ne încadrăm și suntem prezenți alături de ei. În Vrancea, practic, acum vom proteja 50.000 de hectare, iar de la anul 90.000 de hectare, urmând în final, după cum am spus, 250.000 de hectare. Eu încă o dată vă mulțumesc și pe parcursul expunerilor activitatea va fi mult mai bine documentată și atât dumneavoastră, domnule ministru, cât și cei prezenți aici, în special mass media, vor trage o concluzie și sper că concluzia să fie pozitivă. Și în calitate de specialist vă spun că în mod deosebit rolul nostru este din ce în ce mai vizibil. Pentru că în ultimii ani, fenomenele extreme, se spun așa, parafrazat, au luat o rază. Deci, sunt vizibile. Și n-aș vrea... Mi-a făcut o plăcere deosebită să vorbesc înainte dumneavoastră, dar după mine aș vrea să vorbească domnul Sandu, care are un rol deosebit și dânsul, practic, este cheia succesului. De ce? Pentru că informațiile acolo le avem. Majoritatea specialiștilor în zona asta vin, vin și păstorează, văd, iar noi intervenim. Noi suntem medici, chirurgi, practic, în funcție de diagnosticul pe care îl dă domnul Sandu. Vă mulțumesc, domnul. Vă invităm, domnule director general. Da. Nu eram în program, dar nu. Surprizele. Bun. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment, pentru că știu foarte bine importanța lui și am fost implicat de la început cu niște dificultăți pe parcurs, dar iată că am ajuns să inaugurăm astăzi punerea în funcțiune a acestei unități. Toate țările din jurul României au sisteme de protecție antigrindină și în perspectiva modificării precipitațiilor, dar în perspectivă. România nu putea să nu-și pregătească un asemenea sistem strategic, care este de o importanță vitală, în condițiile în care am constatat că și în România fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente și mai violente. Voi da exemplu de anul ăsta. Secetă în iulie și august, care nici măcar nu poate fi datorată lipsei totale de precipitații, ci se datorează regimului foarte ciudat în ultimul timp a precipitațiilor. Să vă dau un exemplu. Dacă o prognoză arată că într-o lună cantitatea medie de precipitații este climatologic apropiată, cade într-o singură zi această cantitate
Și avem secetă cumplită. Deci nu poți să spui cu 6 luni, cu un an de zile înainte, chiar dacă informațiile pe termen lung sunt corecte, că se face o mediere, nimeni nu știe cu 6 luni înainte acea cantitate de precipitație care ar fi distribuită, dacă ar fi distribuită corect în lună, ar fi suficientă, că avem secetă pentru că, de fapt, a căzut toată cantitatea de precipitație dintr-o lună într-o zi. Aceasta este cea mai mare problemă a schimbărilor climatice. Revenind, revin puțin la istorie. Cu ani în urmă a însemnat primul contract de antigrindină, a intervenit o nebunie totală și am oprit un pic colaborarea pentru că legea era făcută prost, s-a modificat și avem de atunci o colaborare extraordinară pentru că activitatea antigrindină nu poate fi să funcționeze fără informațiile de la meteorologie. În momentul de față, miercurea trecut, am înțeles că s-a pus în funcțiune transmisia de date pe linie STS, deci toată informația meteorologică din ANM e transferată sus, în centrul care l-ați vizitat. Este nevoie de suport în continuare, sunt niște softuri specializate care trebuie cumpărate în continuare, dar investiția trebuie finalizată și nu e mare lucru la cât s-a investit. Și vreau să închei prin următorul mesaj. În lume există încă monitorizări și nu se știe foarte clar cât de mare este eficiența activității. Că de fapt aici este problema. În afară de informația meteorologică pe baza căreia se acționează în atmosferă, Administrația Națională de Meteorologie trebuie să aibă o colaborare permanentă cu Autoritatea de Antigrindină pentru monitorizare și a vedea eficiența. Și vă dau un exemplu și cu asta mă opresc. În via de la Pornari avem stație meteorologică. Chiar în mijlocul viei. Oamenii de acolo au confirmat prin raport că prin acțiunea din acest an de la Pornari nu au avut nicio pagubă. Prin urmare, vom avea în continuare nevoie de toate măsurătorile meteorologice din rețea ca să demonstrăm științific eficiența acestei activități, care poate fi utilă și în colaborare internațională, care, vă spun, acolo este problema. Se întreabă multă lume, bun, se cheltuie niște bani pentru protecție, dar eficiența. Eficiența o verifici numai prin măsurători și prin făcute de profesioniști, de meseriași care stau acolo. În orice caz, semnele sunt bune. Repet, eu am fost plăcut surprins să aud și să văd scris pe raport că via de la Pornari a fost protejată 100% în acest an. Sau, mă rog, aproape de 100%, ceva de genul ăsta. Mulțumesc! Comitetul de combatere a căderilor de grindină Moldova 2 Branci a început în anul 2004, odată cu contractarea studiului de fezabilitate pentru toată unitatea de combatere. În perioada 2004-2008 s-au realizat pentru această unitate studiul de fezabilitate și toate proiectele pentru punctul de comandă, clădirea în care ne aflăm aici, ansamblul de clădiri, pentru punctele de lansare și pentru sistemul de comunicații și informatică. Așa este structurată unitatea de combatere. A fost necesar așa un timp îndelungat, deoarece proiectul este foarte complex și a necesitat o documentare. În acest timp, proiectantul general a stabilit amplasarea punctelor de lansare în teritoriu, în așa fel încât ele să cuprindă toată zona care trebuie protejată și s-au optat pentru cele mai bune sisteme de comunicații, în așa fel încât, în timp util, să putem să intervenim. Valoarea totală a investiției, și mă refer numai la punctul de comandă, este de 5.784.455 de lei, inclusiv TVA, din care valoarea de lucrări de construcții montaj 3.891.000 de lei. Din punctul de comandă se vor coordona punctele de lansare, care în final vor fi 20 de puncte de lansare. 12 puncte de lansare în județul Vrancea și 8 în județul Galați.
Din aceste puncte de lansare, în stadiul actual, sunt construite la nivel de lucrări de construcții, montaj, 7 puncte de lansare, care aparțin de grupul de combatere Panciu, și anume punctul de lansare de la Panciu, Bizighești, Bolotești, Anghelești, Varnița, Nicorești și Poiana. Nicorești și Poiana sunt în județul Galați. Din cele 7 puncte de lansare, complet echipate, sunt doar 4 puncte de lansare cu care începem anul acesta omologarea. Celelalte 3 puncte de lansare vor fi complet dotate în anul următor, sperăm să obținem finanțarea și să le dotăm în anul următor. Foarte important este faptul că prin amplasarea punctelor de lansare s-a urmărit cu prioritate protejarea suprafeței vitivinicole, a suprafeței de pom și a bazinului legumicol din județul Vrancea, știut fiind că județul Vrancea este dintre toate județele țării cel care deține cea mai mare suprafață de vie, circa 25.000 de hectare, și era important să protejăm această suprafață. Ministru, onorați invitați, voi fi punctual, timpul este scurt și voi încerca să aduc în fața dumneavoastră câteva aspecte esențiale. Eu vreau să vă spun că, practic, noi cei din UCCG, Unitatea de Cădere a Combaterilor de Grindă Moldova 2 Vrancea, suntem interfața între București și factorul local. De la început am fost unul din pionierii acestui program, implicat de la începutul începutului. Am trecut prin toate fazele, cu toată lumea. Țin să le mulțumesc. Deci a fost și Consiliul Județean care a făcut un studiu de prefezabilitate, trebuie să recunoaștem acest lucru, și sufletul acestui program, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Mircea Diaconu, trebuie să reamintesc, pentru că a vrut să facă orice posibil. Localitățile, să nominalizez cei 4 primari care deja avem puncte de lansare, domnul Nica, primar de la Panciu, domnul Gabriel Postolache la Țifești, domnul Ștefan Săchin la Bolotești și domnul îmi scap al patrulea la Ruginești, domnul Avram Ioan. Către mass media, deci undeva se creează falsa impresie că este pentru vie. Nu! Județul Vrancea, am fost și directul, nu are importanță ce am fost, are circa 147.000 de hectare de arabil și 255.000 de hectare de agricol. Când vor fi 12 puncte de lansare în județul Vrancea, conform studiului de fezabilitate, se va controla suprafața de circa 150.000 de hectare. Nu înseamnă numai vie. Noi urmărim coridorul viei cu prioritate de la intrarea în județ până la ieșirea în Ruginești. Dar pe lângă vie sunt plantații pomicole care sunt investiții mari. Este bazinul legumicol al județului Vrancea, Garoafa, Biliești, Bolotești și altele. Și plus are și o componentă socială, pentru că se protejează și bunurile gospodăriei și pierderile care sunt suferite în asemenea situații. Către mass media locală am următoarea rugăminte referitor la ce s-a întâmplat în acest an. După ce apare și bate grindina și va bate în continuare, că nu depinde de noi, am mare rugăminte ca înainte de a face afirmații că n-am avut rachete, când n-am accesat fondurile europene, când n-am fost pregătiți, să întrebați întâi factorul tehnic, domnule, acolo ai arie sau în acest moment erai în funcție de a combate? Și au început fel de fel de zbonuri. Deci noi deja am început de înainte de înceapă treaba cu anatemă falsă, care nu folosește nimănui. Nici producătorul agricol, că îi inducem în eroare, nici oficialităților, nimănui. Eu atât am avut să vă spun, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule consilier. Acum am dorit să vă prezentăm din punct de vedere tehnic și partea un pic deranjantă, că acolo o să... Stați puțin. Da. Dacă vă permiteți, înainte să intrăm în partea tehnică, eu l-aș invita pe domnul prefect, după aceea vă spun și eu câteva cuvinte și apoi, după care intrăm în partea tehnică. Exact. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Bine ați venit încă o dată în județul Vrancea, doamnelor și domnilor.
pe lângă importanța evenimentului, trebuie reliefat un lucru foarte important. Acela că Guvernul României și Ministerul Agriculturii, așa cum îi cunoaștem activitatea în ultima perioadă, continuă proiectele importante și majore în vederea dezvoltării și protejării bunurilor și în speță astăzi a agriculturii. Așa cum au spus și antevorbitorii, acest proiect demarat în județul Vrancea de către Consiliul Județean Vrancea și a căror insistențe au fost neîntrerupte începând din anul 2004 de președintele Consiliului Județean, de domnul Marianu Frișan, celelalte guverne nu au considerat că acest proiect ar avea o importanță majoră pentru agricultură și agricultori și a trebuit să vină din nou un guvern, nu are importanță acum coloratura, care să le reprioritizeze și să își aplece nu doar cunoștințele tehnice, procedurile, dar mai ales finanțarea către aceste tipuri de proiecte. Noi avem convingerea, ca autorități județene și așa cum îi cunoaștem și activitatea domnului ministru, că în continuare va face tot ceea ce depinde de domnia sa pentru a continua aceste investiții și știu că se bate foarte mult și aici o să îl stresăm și noi din acest punct de vedere, cu permisiunea domniei sale, de a lua în calcul și o latură care o amintea și domnul director de la Agenția Națională de Meteorologie, de fenomenele extreme și anume și seceta, că este un fenomen extrem. Și știm foarte bine că în județul Vrancea există un proiect Siret Bărăgan, început cu mulți, mulți ani în urmă, din care spun unii că e ba 70%, ba 80% la nivel de construcție și ar mai trebui o mică parte procentuală, dar un mare efort financiar pentru a fi implementat și pus la dispoziția cetățenilor în general. Vă mulțumim și vreau să vă asigur de tot sprijinul autorităților locale și implicarea acestora. Mulțumim, domnule prefect. Domnule ministru, domnule. Dați-mi voie să vă spun și eu bună ziua. Mulțumesc, domnului prefect, pentru cuvintele frumoase. Nu din acest motiv i-am dat cuvântul, dar mi se părea că e foarte important ca și gazdă să aibă un cuvânt. Eu vreau să vă spun că am venit astăzi la Vrancea, la Focșani, dintr-un motiv foarte simplu, pentru această inaugurare, dar pentru a marca odată cu această inaugurare încă o dată grija pe care Guvernul, pe care Ministerul Agriculturii vrea să o acorde combaterii unor fenomene extreme pe care, din păcate, așa cum spunea și domnul director general Sandu, le întâlnim din ce în ce mai des în România. Și în special mă refer la secetă și la grindină, fenomene care, din păcate, în ultimii ani au adus foarte multe pierderi, în special în zona de agricultură. Eu vreau, înainte de toate, să-l felicit pe domnul director general Căunei. Vă mărturisesc că în anul 2012 nici eu nu știam foarte multe de ceea ce înseamnă antigrindina. Antigrindina era Ministerul Agriculturii la acea vreme doar o direcție cu câțiva oameni acolo care se chinuiau să pună în practică o strategie care era aprobată de în anul 2010, dacă nu mă înșel, pentru 15 ani. L-am ascultat, trebuie să recunosc, în această perioadă. Am creat întâi direcție generală și iată că astăzi avem o autoritate care se ocupă în România de acest fenomen de combatere a fenomenului de antigrindină, dar și de creșterea precipitațiilor. Și trebuie subliniat acest lucru pentru că pe de o parte am venit aici să vedem care este activitatea dumneavoastră, pe de altă parte, bazându-mă pe o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră, aș vrea să auzim de la specialiști cum facem să și creștem precipitațiile în perioada următoare, pentru că înțeleg că ăsta este obiectivul principal al acestei autorități, pe de o parte să combatem grindina și pe de altă parte să creștem precipitațiile, un lucru care ne interesează foarte tare. Sigur că nu mă aștept să fie foarte multe știri după acest eveniment, pentru că e un lucru pozitiv. M-am obișnuit să fie știri atunci când lucrurile sunt negative, cum a fost și zilele trecute, atunci când, din păcate, s-a respins o lege foarte importantă privind începerea unui proces, așa cum am început pe antigrindină, de combatere a secetei. Pentru prima dată, după 89, începeam un proces pe 5 ani de zile, cel puțin, în care sperăm să reabilităm o suprafață care să deservească cel puțin 1.200.000 de hectare pentru a fi irigate. Mă bucur, pe de altă parte, domnul Căunei spunea că este cel mai important proiect strategic care se implementează după 89. Sper să avem unul mai mare pentru irigații, dar mă bucur că aveți această strategie de 15 ani și că, iată, mai faceți un pas astăzi.
Așa cum a spus și dumneavoastră, avem până în acest moment, cu inaugurarea acestei unități, 280.000 de hectare care sunt protejate în momentul de față la nivel național. Procesul de creare a acestor unități a început cu mulți ani în urmă, astfel încât astăzi avem funcțional, dacă nu mă înșel, la Iași, o unitate care deservește 90.000 de hectare, la Valea Cărugărească, o unitate care deservește 140.000 de hectare. Iată că la Focșani astăzi e o unitate cu 4 puncte care reușesc să ajute o suprafață de 50.000 de hectare să n-aibă pierde, dar poate o suprafață și mai mare, cred că o să ne explice colegii noastre din punct de vedere tehnic, dacă vine grindina dintr-o anumită zonă, automat zona cealaltă care este dincolo de valul respectiv este protejată, deci nu vorbim doar de aria pe care o acoperă unitățile dumneavoastră, ci și de alte suprafețe care în felul acesta sunt ferite. Cred că este un bun început, dar mă uit în perspectivă. Și așa cum doream și pe irigații să avem o lege, vreau să subliniez că mă bucur că aici avem o lege care stabilește o strategie pe 15 ani și pe care sunt convins că o aplică fiecare guvern. Eu vă asigur de susținerea mea. Am început în fiecare an bugetul Ministerului Agriculturii cu unitatea antigrindină, să ne asigurăm că există bugetul acolo. Așa am ajuns astăzi să inaugurăm o clădire, și nu mai o clădire, un sistem întreg. Vorbeam de software, vorbeam de echipamente, vorbeam de rachete de care aveți nevoie și efortul nu este mic, dar am început în fiecare an bugetul Ministerului Agriculturii cu ceea ce aveți dumneavoastră nevoie la antigrindină, în egală măsură și la zona de irigație. Și îmi spuneați că totuși cheltuielile par mari, ele nu sunt mari raportate la avantajele pe care le aveți. Sunt undeva în jur de 20 de milioane de euro anual, buget de investiții și buget de funcționare. Mă bucur că reușim să le și valorificăm. Astăzi, pe lângă această unitate... 2 milioane de euro. 2 milioane de euro, nu știu. Pe lângă această unitate, astăzi, înțeleg că ați creat și 35 de locuri de muncă. Da. Și cred că și acest lucru este un lucru foarte important. Mă bucur că sunt specialiști pe care îi recuperați din alte zone unde n-au mai avut probabil de lucru sau sunt oameni care s-au format de-a lungul timpului și care vin să lucreze, să contribuie la ceea ce înseamnă a protecției acestui punct foarte important. Eu sunt la fel de curios ca și cei care sunt prezenți astăzi aici să vedem însă prezentările tehnice, cum reușiți tehnic să combateți grindina pe de-o parte și pe de-altă parte cum reușim în viitor să creștem precipitațiile. Și de ce spun acest lucru și cu asta închei? Pentru că strategia pe care vreau să o implementăm prin lege pentru combaterea secetei viza doar o primă etapă. Etapa în care trebuie să reabilităm infrastructura pe care o avem. A doua etapă era aceea în care trebuie să căutăm în zonele în care nu avem infrastructură nici principală, nici secundară, trebuie să găsim soluții alternative. Una din soluții este aceea de a avea acele bazine sau baraje în momentul de față cu o cantitate suficientă de apă, astfel încât să-și pună în practică toate obiectivele pentru care au fost create. Nu au fost create doar pentru alimentarea orașelor, doar pentru energie, au fost create și pentru irigații, chiar dacă nu au fost folosite niciodată. Din ceea ce mi-ați explicat dumneavoastră, putem să determinăm cantități crescute de precipitații în acele zone, astfel încât să putem să folosim. Și aceasta este a doua etapă, a treia etapă pe care trebuie să o avem pentru secetă, este aceea de a crea și în alte zone care, chiar dacă nu avem infrastructură principală, chiar dacă nu avem barajele de colectarea apei, să creăm acele bazine de retenție, astfel încât să putem în viitor să irigăm pe o suprafață cât mai mare. Astăzi nu avem secetă doar în sud, chiar dacă acolo fenomenul este cel mai puternic întâlnit, deșertificarea, domnul Sandu știe mai bine decât mine, înaintează destul de rapid. Avem secetă în Banat, avem secetă în Satul Mare, în Maramureș, alte județe care au fost afectate și cred că și acolo trebuie să găsim soluții alternative. Așadar, vă felicit și așteptăm cu nerăbdare să vedem partea teoretică și după aceea înțeleg că mergem și pe teren pentru partea practică. Mulțumesc, domnule ministru. Acum o să dau cuvântul domnului doctor inginer Rădulescu Marius din partea proiectantului general al Sistemului Național Antigrindină și de creșterea precipitațiilor. Cu rugămintea ca să facem un culoar acolo. Trebuie să-i m-ați invitat și propun în cel mult 10 minute să trec rapid în revistă câteva elemente legate de lucrurile pe care o comisăm și echipamente. Pe prima pagină vedeți câteva elemente locale. Este grindină de la Panciu, de acum câțiva ani. De asemenea,
o imagine de o cultură de aceea, de la Pancea, de acum de la Pancea, și serele de la Popești și Iordeni. Instruise de Dumnezeu. Domnule inginer, dacă ați putea să stați lângă domnul director ca să mărim unghiul zorii. Câteva elemente legate de metodă. Vitina care se formează în ori cu dezvoltare conectuală, cumulă și cumulonimbus, este detectată în principiu ca proces de unul din radarele meteorologice ale ANM-ului, al sistemului SIMI. Informația este transmisă, așa cum a arătat și domnul director Sandu, într-unul din punctele noastre de comand, Brancea, Iași. Acolo este prelucrată și coroborată cu alte elemente tehnice care intră în discuție, legate de suprafață, legate de direcție, mulțime de inputuri. Se iau deciziile necesare, se fac toate pregătirile, se transmite un ordin de tragere la unul sau mai multe puncte de lansare. Rachetele intră printre două izoterme, au o traiectorie aplatisată și ce fac? Generează un aerosol purtător de nuclei artificial de condensare. Grindina se formează în norii cu dezvoltare pe verticală, care scot de la sol tot felul de impurități, tot felul de nuclee, de germeni naturali de sămânțare. Și formează un număr N la puterea de granule mari de grindină. Noi introducem un aerosol cu iodură de argint fin micronizată, care se răspândește în jurul traiectoriei cam 4-500 de metri în fiecare direcție. Și se creează un număr suplimentar foarte mare de nuclei artificiali, care papă toată apa de acolo și în loc să se formeze un număr mic de granule mari de gheață care se cade, se provoace pe urmă distrugeri mari, se formează un număr foarte mare de granule mici, care cad sub formă de picături de ploaie. Ăsta este principiul. Deci racheta nu explodează, nu împrăște norii prin explozie, ea are o explozie de autodistrugere după ce își termină misiunea, ca să nu cadă pe sol fragmente foarte mari. Acum, legat de procesul ăsta de combatere, el este unul progresiv. Următorul ăsta. Vedeți aici materializate elementele sistemului, unul din radare, punctul de comandă, în cazul ăsta cel de la Prahova, un punct de lansare și efectul fizic. De fapt, vizualizarea unei lansări la punctul de la Valea Călugărească. Se poate trage concentrat, se poate trage în evantai, se poate trage pe azimuturi diferite cu fiecare lansator, în funcție de cum este soluția de tragere pe care calculează punctul de comandă. Deci vă spuneam că procesul de combatere este destul de laborios, în sensul că o mulțime de instituții intră în colaborare și trebuie să se producă gradat. Există stări pregătitoare de prealarmă, alarmă, comandă de tragere, deci nu se produce brusc. De asemenea, cu aviația există o colaborare pentru eliberarea spațiului aerian în momentul de tragere. Sunt produse care se... Avem protocoale cu aviația, protocoale cu inspectoratele județene de situații de urgență pe teritoriul care se lucrează și, desigur, protocolul foarte important cu ANM-ul. De la ANM-ul se obțin produse meteorologice specializate și generale, că primim și avertizările, primim și prognozele. Cu aviația există un protocol care prevede eliberarea graduală, deci cam cu o oră înainte de combatele, deja trebuie să ne formăm un punct de vedere ca să aibă timp să elibereze traficul de joasă altitudine. Am cu 20 de minute înainte se poate cere o solicitare. Ei, în general, acordă solicitare, numai să nu fie un caz de extremă urgență. Știu și eu, un avion sau un elicopter cu o misiune specială. În timpul ăsta, pe alt canal, se pregătesc punctele de lansare pentru trecerea de la starea de repaus la starea de luptă. Nu poți să ții în tensiune 24 de ore. Deci, un proces laborios care presupune protocoale, presupune personal specializat, sistem de comunicații foarte fiabil,
și multe instituții implicate. De aceea, această metodă este o metodă precisă, foarte bună și care acoperă suprafețe foarte mari de teritoriu, mii, zeci de mii de hectare, sute de mii de hectare, care în același timp nu este o metodă accesibilă agricultorului individual. Deci nu poți să-ți pui în fermă un generator de sol, să-ți îl manipule singur și să-ți acopere acolo o suprafață. Avantaje și dezavantaje. Ca intervenția omului în mediu, însă, este cea mai eficientă metodă, deoarece introduci cantitatea minimă de substanță exact în zona de formare a grindinii. Tot ținând de ceea ce v-am spus, deci radarul scanează volumul, dă informația, punctul de comandă prelucrează, calculează soluția de tragere. Aici un algoritm care arată inclusiv colaborarea cu aviația și iată, la capăt este calculul soluției de tragere și comanda de foc pe care o execută unul din punctele de lansare sau mai multe simultane. Aveți aici mijloacele de fabricație românească care se lucrează în prezent. Două tipuri de rachete. Racheta RAG-96, racheta RAG-96S. Da. Și anume de ce este necesară și o rachetă S? Pentru că racheta principală, până când câștigă altitudine și intră pe traiectoria aplatisată ca să intre printre izotermele unde este ochită, nu generează aerosol. Și dacă ai scăpat o celulă până deasupra punctului, nu mai ai cu ce să te ape. Chiar în zona apropiată punctului, 3-3,5 km. Atunci există o rachetă cu o singură treaptă propulsoare care rezolvă problema asta. Și mai rezolvă și problema de tragere în, la început de sezon, mai și la sfârșit de sezon, septembrie-octombrie, când izotermele sunt foarte joase. Și două tipuri de lansatoare, tipul mai vechi pe care îl avem la Prahova, dar destul de bun, și tipul mai nou, care echipează Iașu și acum și Larmanul, care echipează și, și Vrancea, și caracteristicile respective. Deci, vedeți, racheta principală are în jur de 8,8 kg, 1,4 m, și poate să atingă 9,3 km. În practică, altitudine, în practică noi nu tragem izotermele dintre care introducem noi aerosolul, nu se găsesc la altitudinea de 9,3. 9,3 se atinge dacă trage la 85 de grade. Avem un protocol cu aviația prin care noi nu depășim 7.000 de metri altitudine în tragerile antigrivă. Vedeți aici o tragere reală de la punctul de lansare Tohani, al nostru din Craiova. Și probabil colegii de la aia vor avea unele și mai spectaculoase, că au avut fenomene mai violente. Poți să treci la următoare. Iată, aceasta este unitatea de la Prahova, cu unele puncte încă în omologare. Acoperă 140.000 de hectare cu 8 puncte. Deci fără 3 puncte care sunt în omologare. Este dotată cu mijloace de generație puțin mai veche decât celor de aici, dar avem oameni experimentați și ne descurcăm destul de bine. Un lucru foarte important și de aceea am și pus pe grafică. Vedeți, eu am pus numai din sezonul 2012, de când lucrăm ambele unități. Noi lucrăm din 2004, acolo. Iată, s-au tras 2173 de rachete împreună. Ce este important? Dinamica. Avem lunile 1, 2, 3, 4, 5, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Vedeți că majoritatea proceselor se înregistrează la începutul perioadei. Nu că cele puține care sunt în august sau septembrie n-ar fi foarte periculoase, că atunci culturile nu sculese și două grindini atunci. Dar ca număr de intervenții, atunci sunt. Asta e foarte important de știut pentru viteza contractuală. Deci cum se fac contracte. Deci trebuie să existe la începutul sezonului, nu, dați n-a. Trebuie să existe, dați n-a. La începutul sezonului, pregătirea toată făcută, să existe stoc de rachete, să existe contractele la timp semnate, ca să putem să prindem vârful ăla. Da. Acum da, se poate da până direct, mai departe. Da. Pe contract cadru. Mm-hmm. Avem contractele imediat. Da. Aveți aici o viziune a ceea ce există în teren și în dezvoltare. Deci unitatea Prahova, care acum are operaționale 8 puncte de lansare,
unitatea Vrancea care începe acum, unitatea Iași care are operativ grupul Cotnac, cel de la Nord, și în proiect există alte două unități, deci s-au făcut studiile de fezabilitate și proiecte, vor trebui reluate pentru că s-au făcut așa de mult încât unele realități s-au schimbat pe teren de atunci, la Mureș și la Timiș. Suprafața, în final, când toate aceste investiții vor funcționa, va fi onorabilă, să zicem. Mă folosesc de momentul ăsta ca să spun un lucru pentru Vrancea. Nu vă așteptați de mâine să nu mai cadă niciun punct de grijă. Se intră în funcționare acum cu 4 puncte de lansare. Se vor face probe tehnologice. Cunoscând capabilitatea operatorului care este și a mijloacelor tehnice pe care le utilizăm, pot să spun că va fi protecția antigrindină, dar gradual, în sensul că metoda înseamnă 75% din suprafața pe care o acoperi în momentul pornirii și ajunge la 90-90%, procent pe care noi l-am atins în Prahova, după ce ai câțiva ani de experiență și cunoști foarte bine particularitățile zonei. Lucrurile astea vor merge foarte bine în Vrancea. De ce? Pentru că se vor adăuga puncte de lansare, va crește de la an la an suprafața protejată și odată cu asta va crește și experiența de utilizare. Un alt lucru care trebuie spus, procesele din Vrancea sunt mai rapide, sunt mai violente, datorită configurației terenului, orografie și așa mai departe, și probabil va trebui suplimentat, așa cum arată și studiul de fezabilitate, un radar care să asigure o acoperire de alte radar mai bună în zona asta. Mai departe. Doar câteva cuvinte vreau să vă spun, domnul ministru a insistat pentru stimularea precipitațiilor. Avem ceva mijloace. Iată, am făcut niște experimente în urmă cu câțiva ani, folosind o aeronavă cu generatoare de aerosol pentru stimularea precipitațiilor. Dispunem de mijloace tehnice, rachete pentru sondaj de mare altitudine. De asemenea, INCAS-ul, Institutul pentru Cercetări Aerospațiale din București, dispune de o platformă echipată pentru ridicare de date aerometrice de ultim tip. Deci, un echipament foarte, foarte bun și performant. Există o bază pentru asta, dar ca să ajungem la un rezultat cât de cât palpabil și comparabil cu ce avem în combaterea liniei, trebuie început odată și trebuie început cu cercetări. Programul nu va ține puțin, va fi întins pe câțiva ani de zile, probabil după 3-4 ani de zile se vor obține niște rezultate operaționale. Totodată, atrag atenția că stimularea de precipitații îmbracă o altă conotație juridică. Combaterea grindinei este un fenomen punctual. Este local, este împotriva unei calamități și nu afectează zona din jur. Stimularea de precipitații trebuie gândită și în sens moral și fundamentată juridic. Adică unde dăm apă și de unde o luăm. Dar țările care practică așa ceva au arătat că este posibil și nu face pași înainte. Trebuie citit însă că trebuie început un program de cercetări care va trebui să fundamenteze lucrurile astea. Și asemenea o completare. Da. Vă mulțumim, domnule. Imediat. A fost vorba de proiectantul general al Sistemului Național Antigrindină de Creștere a Precipitațiilor. Da. Domnul doctor inginer Rădulescu Marius. Domnule director, general, vă rog. Aș vrea să fac o completare care este foarte importantă. Am fost foarte atent pe ce domnul ministru a pus accent și domnul director general Sandro a scos în evidență și domnul Răulescu. Deci, autoritatea, noi, agenția, practic, funcționăm în colaborare cu un proiectant general. Acest proiectant general, practic, este un consorțiu format din Agenția Națională de Meteorologie, Universități, Institutul Național de Pedologie, Romarmu, deci Industria de Apărare Românească și alte societăți de specialitate pe comunicații și pe altele, care elaborează și lucrează la teme de cercetare. Și acest proiectant general, după prevederile legii, a fost licențiat acum câteva zile, deci o săptămână și ceva în urmă chiar am reușit să
să le elaborăm și să le licențiem, așa, în adevăratul sens al cuvântului. Iar de acum încolo putem să începem acest studiu practic pe creșterile de precipitații. Ce este foarte important pentru mass media și pentru transmiterea mesajului? Deci, este vorba, fenomenele extreme, după cum a spus și domnul director Jean Sandu, de la an la an sunt mai vizibile, mai accentuate. Și ne trezim vara, în perioada iulie-august, sau chiar din iunie, un fenomen de secetă. Degeaba noi am plantat, am pus, am însămânțat culturi de valoare, dacă în această perioadă nu există cantitatea de apă suficientă. Și atunci, această colaborare de creșterea precipitațiilor în zonele unde se poate, deci bazinele de acumulare, lacurile de acumulare, să fie acea rezervă strategică de apă. Imaginați-vă București într-o zi de vară fără apă. Deci, lacurile trebuie să fie aduse la capacitate în perioada de iarnă, de primăvară, de toamnă și atunci putem să trecem cele două luni și apa să fie adusă prin cădere, după cum a fost gândit sistemul, pe principiul funcționării creierului, adică apa să vină de la dealul vale și cu celelalte activități complementare, atunci vom putea spune că ducem mai departe acel program de irigații finalizat și foarte bine pus la punct. Și se petează pentru România. Deci am văzut că s-a pus accent pe așa ceva. Eu aș propune acum, profitând de faptul că sunteți aici alături, să luăm model, după cum am făcut pe strategia cu antigrindină, să facem strategie pe irigație. Exact. Iar noi să fim complementari la crearea apei în perioada de... Nu mai să ne lase Parlamentul și domnul Sfântul. Eu zic că până la urmă va exista suficientă înțelegere, înțeleg bine argumentată și documentată. Iar aș vrea să vă spun că majoritatea proiectelor, după cum și domnul director Jean Sandu știe, internaționale, am participat la câteva conferințe specifice activității, una chiar în Bali, unde s-au prezentat peste 140 de teme de cercetare, dintre care 80% sunt pe creiere de precipitații. Dar ei folosesc în anumite zone pentru energie, s-a creat precipitații, spre exemplu, în Arabia Saudită, în zonele unde plouă, prin diferite colaborări internaționale. Asta am să spun. Urmează domnul fizician, doctor în meteorologie, din partea operatorului, Daniel. Florea Daniel. Deci, operatorul, pe noi e proiectatul general, e operatorul care e societate comercială. Locurile de muncă care vă avea la dumneavoastră. Am să încep să fiu zona de scurt, am să prezint... S-a acționat cu punctul la Valea Rampului, de aici, cu două trageri, un azimut 210, un azimut 150, aici și aici. Și s-a acționat și cu Hodora, în partea de aici, cu azimutul 270. Explică eticheta. Radarul aerian funcționează prin softul care l-avem la dispoziție cu o etichetă cu parametrii norului. Deci avem reflectivitatea, care ne o informație foarte importantă despre ce există acolo în ordine, cât a apalit și informație primară. După care îmi spune înălțimea la care se află această reflectivitate. Putem colabora cu izotermele care le primim și îmi dă seama că care ar fi pericolul de gândire. După care ne dă înălțimea maximă a norului, în cazul acestei 10.000 de metri. Pe baza softului ARM-ului avem și o estimare a procentului de grindină din nor, în care ar fi șansele să avem grindină așa, dimensiunea grindinei în nor, cantitatea de precipitații pe verticală și densitatea norului. După aia s-a continuat
intervenția tot cu două puncte, Valea Racului și Hodra. Am optat pentru a alege să trag cu două puncte, nu cu un punct, mai multe rachete, pentru a câștiga timp. Fiecare poate să execute mai, dau două comenzi odată și câștig timp să execute mai repede. Se observă o scădere a parametrilor. Față de parametri, avem tendința aici, ultima coloană, ne spune dacă scad sau cresc parametri față de toparea anterioară. În momentul în care continuă scăderea, în momentul în care mi-a ajuns pe zona coloanelui caprei, s-a mai... Nu e. Coloanele caprei s-a intervenit și cu acest punct de lansare, după care, cel așa, și-a continuat mersul. Nu există când un sistem atinez nu funcționează ca o barieră, nu mai trece nimic. Dacă punem sistemul aia din spate, nu. Până și continuă evoluția, deplasarea în continuare. Se observă să nu. Păi cea ieșit din zona de combatere. La vreo câteva kilometri au început parametrii să crească. Aici, zona de combat trebuie să fie compactă. Aici s-ar mai fi impus existența unui punct la zona Bogiloaie. Mai departe, în Sârca, în zonele unde mai avem și livezi și diverse culturi. Următoarea a crescut și mai mult pe zona Bogiloaie. Tot timpul și parametrii au crescut. Mai departe. Aici, prin amabilitatea Cojurilor din Republica Moldova, având un studie, utilizează această metodă de ceva vreme, de 50 de ani. Și au niște softuri specializate. Și ne-au, prin amabilitatea lor, ne-au trimis un soft, unul dintre radarele care vede și pe teritoriul României, cam care a fost estimarea procentului de grindină conform radarului lor. Și se poate observa. Norul care a venit cu grindina deja formată în apropierea zonă. În zona de combatere, cantitatea mai mică. Au scăzut parametrii, cantitatea de grindină. Deci nu poate face exact discernă ce este grindină, ce este vegetație foarte puternică. Dar indică, în general, de pe aici, în sus, deja e grindină la sol, dimensiune. La 300 de juli. La 300 de juli, în sus, se observă pe ieșirea din zona de combatere, o perioadă, când s-a reîncărcat cel. Nu am avut scădere de grindină la sol. Care, în continuare, am avut cădere din răsul. Se observă efectul. Următorul. Aici este filmarea întragerii. Colegul telefonul mobil s-a aflat în punct. La ora 17, în luna iulie, s-a lăsat întuneric. Într-așor. Câte rachete sunt? 39 de celule comandate în acesta, 149 de rachete și număr de 10 zile de intervenție. Până în momentul, până data de 2 a 10 a 2015. Ideea e că am 7 de 6 rachete pe celulă. Totuși a fost un an extrem, dar am folosit cea mai mică cantitate de rachete. Asta de la alte motive. Am reușit 100%. Domnule ministru, pentru că asistați la o prezentare tehnică, sunt obligat să fac două precizări. Sistemul, după cum vedeți, militarizat aproape, este bine că se face. Dar Guvernul României, dumneavoastră, ca ministru acum, trebuie să privim lucrurile în felul următor, foarte realist. Vor crește precipitațiile în două cazuri. Mă refer la etapa de creștere a precipitațiilor. Prin distrugerea sau transformarea granulelor de grindină în apă, în nori,
crește precipitația, este una, deci implicit când face activitate împotriva Dunării, și doi, vine un nor care are cantitate de apă în nor, dar ce spunea domnul inginer, nu are suficienți nuclei de condensare și nu produce decât 3 picături de ploaie și a plecat. Atunci se poate acționa, mări cantitatea de nuclei de condensare și se pot produce 5-10 litri de precipitații. Să nu-și imagineze cineva că în luna august din anul ăsta, când n-a trecut nor deasupra României, vor crește precipitațiile. Vreau să fac precizarea asta, să nu se înțeleagă că dacă iese cineva cu soare afară, să zice vreau și o ploaie aici, comand ploaie. Deci nu, vreau să precizez foarte clar, că poate să apară confuzie. Deci dacă într-o lună suntem într-un anticiclon, când nu există ploaie în România, nu poate nimeni să creeze ploaie. Deci sper să nu se producă această confuzie. Acea rezervă în lacuri de acumulare. Mai e un filmuleț, o filmare reală și vizajată, de 4 minute. Vă rog să-l puneți tot. După ce să spun. Este o prezentare a centrul de la Iași. Imaginea arată așa că se dea pe locul de comunitate. Și ce astfel încât să acoperim teritoriul mai mare și să asigurăm proiecția în punct de masări, asigurăm zona interioară. Monitorizarea în punct de lansare sunt monitorizate către punct de comandă. Monitorizarea punctelor de lansare alături de parametrii de control și de fapt ca poziție de curare de finanșare pe cele pentru astăzi este dată cu cel puțin în ordine de funcție de ce situația e în Andrei și pentru comanda de pe care lucrăm și online, care vă dădătă practica de nevăzut. Să mai zicem punctul de lansare. Dotat cu două pupitre. Pupitul stâng pentru lansatorul stânga, pupitul dreapta pentru lansatorul dreapta. Comenzile de acționare, deci artificierul din punctul respectiv, introduce cheia după ce s-a efectuat operația de încărcare. Unele în azimut și înălțare, introduce cheia, fixează pe grinda de lansare respectivă și acționează cu ambele mâini cel două metri. Asta face operatorul din punctul de lansare în momentul în care primește comanda din punctul de comandă. După ce s-au calculat date separate. Cel din punctul de lansare nu există nimic fără ordine. Pentru domnul locator al genimentului la capul săruvacii și se rupește lansatorul. În poziția ordonată. Dar punctul de comandă. Da, da. S-au făcut deranjele. Rachetele sunt deja introduse în unghiul de încărcare de 20 de grade. După aceea se efectuează comenzile din punctul de comandă, adică înălțarea și elevația, se introduc ștecherul și se deplasează la pupitrul de dare pentru a executa comanda la ordine. Și tragerea este stocată ca informație pe care o comandă. Tocmai pentru a se elimina posibilitatea de un peciu și să efectua altă altă din punctul de lansare. Uite așa, rachetele folosite. La 26, la variantă rachetă motoră. Încărcarea lansatorului. Care au fost instruiți sau în colegii din București cu transpunct de lansare. Orientează acum lansatorul pentru a
poziția primită, azimut. Trage frâna, pentru a nu se mișca în momentul lansării, lansatorul. Legat de elevație. Vreau o unitate pentru combaterea fenomenului extrem în România, antigrindină. Eu am venit doar să marchez faptul că și să reiterez angajamentul guvernului de a combate aceste fenomene extreme, fie că vorbim de grindină, fie că vorbim de secetă. Mă bucur că pe partea de grindină avem o strategie pe 15 ani care se implementează, indiferent de cine vine la guvernare. Același lucru vreau să îl implementăm și pe zona de combatere a secetei. Din păcate, ați văzut că a fost acel proiect respins, dar, mă rog, continuăm, nu abandonăm. Nu abandonăm proiectul, să mă întorc la acest lucru, dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ceea ce înseamnă combaterea fenomenului de grindină. Mă bucur că e un lucru care sunt investiții care au început în urmă cu câțiva ani. Astăzi inaugurăm un punct extrem de important în Vrancea și e doar începutul, care poate să combate grindina pe o suprafață de 50.000 de hectare. Proiectul pe care îl avem la nivel național a ajuns astăzi la 280.000 de hectare care sunt protejate. În perioada următoare se pare că vom ajunge și la 2 milioane de hectare după ani de zile în care vom investi în mod susținut după o strategie aprobată de guvern în anul 2010. Mă bucur că s-au creat și 35 de locuri de muncă aici. Ele, numărul de locuri de muncă va crește. Sunt astăzi inaugurate doar 4 unități. Vom ajunge la 20 pe raza județului Vrancea și Galați în perioada următoare, deci 12 în Vrancea, 8 în Galați. E un lucru extrem de pozitiv. Mă bucur în egală măsură că, dincolo de combaterea fenomenului de grindină, va începe în perioada următoare și un proces de cercetare privind creșterea precipitațiilor în anumite zone. Cred că va fi extrem de util în faza a doua a proiectului de combatere a secetei, care ne propunem să alimentăm corespunzător acele baraje pe care le avem și în momentul de față de protecție și care au un scop multiplu, acela de a alimenta orașele, acela de a asigura energie, de a crea energie, dar în egală măsură și de a fi folosite pentru sistemul de irigații. Nu au fost folosite niciodată pentru că nu a fost suficientă apă, să spunem așa, în zona respectivă. Dacă reușim aici, prin zona de cercetare, să determinăm o creștere a precipitațiilor în acele zone, cu siguranță putem să folosim și pentru acest scop, pentru care au fost create, dar nu au fost folosite. Vă mai dați sau nu demisia, domnule? Eu am spus un lucru. Avem nevoie de acel proiect. Am spus că în 2012 am venit cu un program bine determinat pe puncte în Parlamentul României atunci când am fost investit ca ministru. Majoritatea punctelor au fost atinse, mai sunt câteva minore și câteva majore. Era printre ultimele puncte acesta de irigații. Dacă îl aprobăm, cu atât mai bine, mi-am definit tot programul. Dacă nu îl aprobăm, cu siguranță nu am putut să-mi duc lucrurile la finalitate și atunci sigur că nu are niciun rost să continuăm. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă, chiar dacă își pierde unul sau altul funcția. România are nevoie de sistemul de irigații și trebuie făcut cu orice preț. Vedem pierderile din acest an, sunt sute de milioane de lei pe care le plătim ca despăgubiri. E posibil să avem un an ceva mai târziu din nou cu secetă în care să nu putem să acordăm aceste despăgubiri. Voi face tot posibilul să discut cu Parlamentul, nu cu Comisia de Agricultură. Îmi pare rău, uitați, sunt în județul Vrancea. Aici este deputat domnul Săpunaru, conduce Comisia de Agricultură. Din păcate, nu conduce cum trebuie. Am tot respectul pentru meseria domniei sale, e un proiectant. Problema este că nu are ce să caute ca și proiectant în fruntea Comisiei de Agricultură, mai ales că funcționează și ceea ce face este împotriva intereselor fermierilor. I-am spus acest lucru de fiecare dată și o să-l spun și chiar vă spun pe această cale că eu nu o să mai particip atâta timp cât dânsul conduce Comisia de Agricultură, nu o să mai particip niciodată la lucrurile Comisiei de Agricultură. Atunci când va veni un specialist care lucrează pentru interesele fermierilor, cu siguranță merg și voi susține toate proiectele așa cum am mers. Supărarea mea vine de la faptul că 5 săptămâni am mers aproape în fiecare săptămână în Comisia de Agricultură și cu dumneavoastră, cu presa și cu fermierii, am dezbătut sub coordonarea domnului Mimi Săpunaru, după care la vot dânsul a dat ordin, ca să spunem așa, întregului PNL, ei au votat ca, nici nu știu, nu vreau să fac niciun fel de comparație, fără să intereseze ce este în proiectul respectiv. După aceea au început să-și dea seama de fapt că era un proiect de care puteau beneficia și ei, pentru că nu-l implementam în anul 2016, când suntem noi la guvernare, era un proiect pe 5 ani de zile. Și la rând sunt și agricultori, dintre cei care au votat. Să înțelegem că acest vot a fost politic? Sunt un vot politic, sunt convins și am și discutat cu câțiva membri ai Partidului Național Liberal, care habar n-aveau ce era în proiectul respectiv. A ridicat cineva mâna
din prima bancă, domnul Nicolaescu, liderul de grup, l-am întrebat și pe dânsul, domnule, ce face? Ce se întâmplă? Un proiect național extrem de important. Așa ne-a spus domnul Săpunaru să ne abținem. Dacă așa merg lucrurile, ce fără să ne interesăm. Ce șanse mai să treacă această lege? Am discutat cu domnul prim-ministru, am discutat cu șefii partidelor din coaliția de guvernare, un proiect care va fi susținut de coaliția de guvernare, chiar și sub forma unei ordonanțe de urgență. Problema este că stabilind regimul de proprietate, este foarte greu să trecem prin ordonanțe de urgență. Fie îl trecem prin numai pe părți prin ordonanță, fie venim cu un nou proiect de lege. Din păcate, fiind lege organică, nu mai poate fi dezbătut în această sesiune parlamentară. Încă suntem în faza de a căuta soluții. Marți am convocat și pe fermieri să vedem, am văzut și supărarea lor manifestată ieri în mass media, vedem împreună cu dânsii și vom discuta să vedem ce soluții găsim, dar e un lucru pe care nu-l vom abandona și rămân la întrebarea noastră de bază, dacă nu-l avem până la sfârșitul anului, ce să mai fac acolo? Eu m-am angajat în fața fermierilor că vom duce la capăt programul de reabilitare a sistemului de irigații. Sunt 560 de milioane de euro pe care am putut, a depins de mine, le-am alocat prin fonduri europene și sunt în implementare în momentul de față. Partea cealaltă, n-am găsit înțelegere atunci când am mers la comisarul Han în 2013 să transferăm din fonduri structurale. Sigur, era regulamentul, nu că n-am găsit înțelegere la dânsul. Nu avem încă un răspuns la planul Juncker depus în anul 2014. Singura soluție viabilă era de la bugetul alocare anuală, graduală, de la bugetul de stat. Când am reușit să ajungem la un consens, ați văzut și noastră ce s-a întâmplat. Comisia Europeană a anunțat că România are cea mai mare scădere a producției din ultimii ani. Cum comentați acest lucru? Da, este adevărat. Seceta a fost peste tot. Din fericire pentru unii au sisteme de irigații, din nefericire pentru noi nu avem sisteme de irigații. Mă ajung la acest lucru. Și eu am spus că vom avea pierderi, în special la porumb și floarea soarelui. Ele se certifică pe măsură ce avansăm cu procesul de recoltare. În momentul în care vom termina, nici nu s-a recoltat toată suprafața, din păcate, pentru că lucrurile merg destul de dificil. Într-adevăr, vom avea pierderi. Eu sper ca lucrurile să nu meargă mai departe, să spunem așa, și pe zona de zootehnie și așa mai departe. Revenim la stația antifridină. Doar 4 puncte din 20 în 15 ani. De ce așa? Nu, în 15 ani. Investiția aici a început în urmă cu câțiva ani. Eu, în anul 2012, când am venit ca și ministru, direcția era doar o direcție antifraudă, anti-green, din acel scuze, în Ministerul Agriculturii. Am trecut-o ca și direcție generală în primul... Există, da. Am trecut-o ca și direcție generală pentru a mări importanța. Astăzi este o autoritate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii. Am mărit capacitatea de personal, am alocat fondurile stabilite pe o strategie pe 15 ani, deci am respectat exact graficul pe care l-am. 2 milioane de euro merg în fiecare an pe zona de salarizare, deci de funcționare, dar și pe zona de combaterea grindinei, pentru a cumpăra rachete, pentru a le executa și așa mai departe. Tehnologia este românească. Dacă vă referiți la rachete, da, sunt rachete provenite din sistemul de armament din țara noastră. De altfel, cred că autoritatea antigrindină susține o întreagă unitate care funcționează astăzi la Ploiești de vreo 200 de persoane. Deci, iată cum reușim să menținem în amonte și naval o industrie din acest punct de vedere. Dar avantajele cele mai mari sunt legate de evitarea pagubelor pe care le-am putea avea din cauza fenomenului de grindină. Faptul că avem 280.000 de hectare, faptul că la Valea Călugărească se acoperă aproape toată suprafața cu vie din zona respectivă, cred că e un lucru mai mult decât benefic și trebuie să-l încurajăm. Domnule ministru, cum sunt afectați agricultorii români de închiderea fabricilor chimice? După cum știți, funcționează doar azomure și la 46% de capacitate și dacă guvernul are o strategie în acest sens pentru salvarea acestui sens? Există foarte mulți comercianți în zona de îngrășăminte, să spunem așa, care cumpărau atât de la unitățile de producție din România, cât și din import. Deocamdată nu sunt diferențe semnificative, ele nu s-au închis de foarte mult timp, există anumite stocuri, de fiecare dată acele unități din România vindeau pe stoc, nici aveau pe stoc. Deci, deocamdată, impactul nu se vede. Este posibil să se vadă în perioada următoare, dacă ele se vor închide definitiv. Sigur că atunci probabil vor crește importurile, dar fermierii până în momentul de față nu au fost afectați. E o chestiune care ține, de Ministerul Economiei, de zona de industrie. Este un beneficiat. Domnul ministru, vă preluăm noi, atunci la plecă. Daniel, te rog. Suntem aici în punctul de comandă al județului de la Vancea. De aici se vor comanda toate punctele din zona Vancea. În acest moment cele 4 care sunt deja construite.
Aici avem informația de la ANM, inițial. Informația radar. Ce sunt softurile de care vorbea domnul... Softurile de care vorbea domnul... Sandu. Nu mai trebuie să aici câteva softuri. Acesta de sus este un soft care ne prezintă informația generală după Meteosat la nivelul european, da? Și după care putem prognoza ca pe, în ziua respectivă sau în următoarea zi vom avea intervenții cu probabilitate destul de ridicată, dar softul pe care îl utilizăm în lucru curent pentru combatere este acesta. Despre acest soft, mai mult spunea domnul Sandu, cu bună dreptate. Fără el nu putem, lucra. Aici înțeleg că se asigură permanența. 24 din 24. 24 din 24. Și este specializat, adică știi, se lucrează cu lucrurile acestea. Sunt personal, sunt o parte din personalul care va fi la Vrancea. Este deja polarizat, a făcut practică vreo 4 ani de zile la Iași. Deci avem oameni specializați, făcute cu mine. Și vor mai fi angajați și specializați doar în caz că apare o chestiune urgentă și în momentul în care apare... Domnule ministru, pe timpul operativității din aprilie și până în octombrie, în fie 24 din 24 de ore, în această cameră lucrează tura de serviciu, care este formată din 3 persoane. Inginerul care este coordonatorul acțiunii și care poartă întreaga responsabilitate timp de 24 de ore pentru orice acțiune și orice intervenție, el este șeful tuturor întregului personal, inclusiv acelui din punctele de lansare. El este ajutat în activitatea sa de un alt inginer care conlucrează cu punctele de lansare. Deci ce hotărăște inginerul, acel coordonator, inginerul celălalt transmite ordinele în punctul de lansare și execută aceleași operațiuni pe care le-am văzut în filmulețe. Și mai există încă un operator, încă un inginer al treilea, care se ocupă cu înregistrarea tuturor datelor. Deci tot ce se discută, orice ordin, orice mesaj se primește sau se transmite, este înregistrat letric și vocal. Pentru a avea comunicațiile externe cu aviația, cu ISU, cu... Am înțeles. Bine. La nevoie, dacă situația impune și este destul de complexă, poate fi chemat în ajutor și personal suplimentar din turile libere. Astfel încât activitatea se urăm succes. Să aveți cât mai, cât mai puține evenimente. Vor fi. Bine, și sectoarele interzicite sunt zona care au zboară rachetă și traiectoria de zbor. Așa de până aici. Sunt în aceea spațiu autodistrugerea. Aici avem figurat niște sectoare interzice de zonele dens populate. Aici este Azrutul, sectoare pentru Focșani, pentru Mărășești, pentru Panciu și pentru Odobești. Care este raza de acțiune a unei punct de lansare? 10 km în jurul punctului de lansare. Raza este Cacea, Arachire. Ea zboară undeva până la 12 km, dar la acea distanță ea face autodistrugere. Nu mai... Bine, mulțumim mult. Hai să vedem și imagini satelitare, cum sunt cereri din acest moment, sau se pot afișa imaginile pe care le privim de la radarul specializat al ANM-ului prin rețeaua SIMIN, astfel încât această imagine să poată fi urmărită și de către personalul asistent în situația în care există un asemenea personal asistent în incintă, pentru a nu deranja activitatea coordonatorului de intervenție activă. Deci, meteo, imagine satelitară, se observă evoluția, chiar acum este în timp real, la nivel european, care este circulația maselor de aer. Și chiar acum se observă că de pe Marea Neagră, când Dobrogea către sud-estul și sudul României, avem niște formațiuni noroase care acționează. Radarul dedicat unității de combatere a Academiei de Moldova pe Vrancea afișează imagini din zona respectivă. Iar pe noi ne interesează zonele de intervenție ale punctelor de lansare, dacă sunt sau nu celule convective. Și atunci ia hotărârea că nu orice nor trebuie combătut. Numai norii care produc grindină sau care au în componența lor deja grindina formată.